După atâtea sfaturi primite de la mama Antoniei, Valentin și Antonia trăgeau câteva concluzii clare. Ce nu putem să fii simit bine? Da, înțeles și Lasă-mă că plec. Trebuia tu să te asiguri, trebuia tu să... Nu mai vreau să ascult. Ascultă-mă. Are dreptate. Și tot ce mi-a zis să nu mă mai îmbrac cu decolteu, să nu mă mai îmbrac scurt, să am grijă cum vorbesc, să am fiu decentă, să fiu respectoasă. Eu știu că are dreptate. Că ideea e că în afară, asta nu sunt o problemă, dar aici sunt o problemă. Eu știu că ai dreptate, eu percep asta. Tu nu ai foarte multe lucruri de făcut. Ideea e doar cu chestiile alea sexuale să le lași mai moale și doar să nu te mai bagi în discuție. Atât e tot ce e tu de făcut, în rest ești perfect, exact așa cum e. Înțeleg? Chiar eu fac mai multe greșeli decât tine, nu tu. Și de ce ai îndoiala de vizionare? Doar filmele mele proaste care... Ok, și... Încerc să nu le mai am. Ok, și ai văzut ce ți-am spus? Nu, nici n-am cum să zic de ce. Știi când ai plâns atunci? Totuși aceleași lucruri ce le-am zis și eu? Într-adevăr, tot nu a fost chiar așa de ochi. Că toate chestiile astea se învârt doar în capul tău, numai lucruri negative și numai toate chestiile astea se învârt doar în capul tău. Am plâns că ți le-a zis. Am plâns de reacțiile mele, am plâns că jucă, da, okay, mă enervez repede. Că nu-mi plăcea când a fost data asta cu cea că Delia m-a reacționat cu Delia, că am înjurat și așa... Să o lungim așa, înțelegi? Da, eu am înțeles asta, Antonia, și de atunci, eu am înțeles. Plângeam de lucrurile rele pe care le fac. Păi da, dar de chestiile negative care le ai în căpșor, înțelegi? Mi-a zis să nu mai dansez la știri, să mă trag decent, să... Hai, de Antonia, și după aia ne transformăm în marionete. Dar nu e vorba de marionete, cum vede și ea, dar... Nu, ascultă-mă, e vorba. Pe gen, oamenii care se uită la emisiune au niște așteptări din partea noastră, înțelegi? Că logică, dacă noi, făcând lucrurile astea rele, înseamnă că noi îi respectăm pe ei, înțelegi? Ei care ne privesc. Și logică, ei nu ne susțin. Așa că dragostea revenea între cei doi cu toate declarațiile de rigoare. Nu vrei să mă crezi? Nu. Eu știu ce vreau să fac cu viața. Ce vrei să faci cu viața? Să continui cu tine. Vrei să mai ai pe mine? Da. De ce? Că îmi place mult, îmi place tot ce ești și îmi place cum mă simt cu tine, oriunde merg și orice fac cu tine, îmi place să continui. Îmi vezi din ce în ce mai da. Și știu cum să te iau. Da, și ai observat că dacă îmi dai totul, nu e bine, nu? Trebuie să mă ținem mai bine. Să știi că am observat asta puțin, sincer, dar și mi s-a spus. Eu îmi cunoaște cel mai bine. Da, știi că nu e ok. Adică dacă eu simt, fac asta pentru tine și simt, nu-mi doresc să îmi dai la fel de mult, dar măcar doresc să îmi dai o siguranță mereu. Și poate că pot să-ți dau la un moment dat trasă. Ține-mă la tine, fraierul, că altfel dacă nu țineam... Renunțai de mult, nu? Chiar renunțam de mult, da. Și dacă eu eram, spun sincer. Și dacă eram afară? Așa. Și aș fi fost așa. Ai fi renunțat sau nu renunți pe ce suntem aici? Aș fi tot să-ți spun întrebarea asta. Dar dacă... Nu... Afară nu avem de unde să știu chestiile astea despre tine. Și aici am renunțat, adică nu am renunțat pentru că știam sufletul tău și te-am simțit și am vrut să dau totul ca să avem o relație. Pentru că știam ce poți tu să oferi într-o relație. Pe siguranțele astea afară nu aveam de unde să le știu și afară poate ne apropiam mai mult, mai puțin timp sau poate nu. Dar și afară, în timpul ăsta atât de scurt, nu puteam să-ți cunosc sufletul pe care l-ai. Zici, mama, că ești diminuând doar mai frumos în realitate. Dar zici că și la TV ești frumos, dar zici că în realitate ești foarte frumos. Mulțumesc, că asta și... contează mai puțin. Contează ce și oferie pentru tine. Foarte frumos și amândoi. Și că zici că suntem din revista
zis că arătăm că... Mulțumesc, eu am mulțumit ei și sunt foarte multe, mi-a zis foarte multe lucruri de afară. Cred că mai repede iubesc pe alea cu pătiri. Ia zi, e mai drăguță decât mine, nu? Nu, uite, boasta cu drăguță. Nu, dar... ca și om, ca și caracter, e mai... Nu, e mai nici, cum nici de asta, decât... nici de asta, dar... Dar de ce ți era rușine de ea? Că adică mi-e rușine. Ce? Ți se pare că e genul ăla de om de care să-ți fie rușine? E foarte deschis să ai văzut-o. Nu neapărat, dar eu așa sunt. Sunt cu fisa, nu cu... Și nu îmi place să mă vadă, nu îmi place să fie să mai departe. Mai bine că nu e aici, nu? În competiție. Că nu, că noi fetele nu suntem cu mamele. Cum ar fi fost? Nu e seama că la un moment dat îmi trece la rușine și de ea. Da, te obișnuiești. Dar prea multe declarații pot naște și unele semne de întrebare. Asta vine cu părul ăsta? Da, asta vine oricum. Am făcut să-l țin la tine într-o lună, nu au făcut altele în ani. Minți. Ce crezi că e? Așa specială sunt? Ca să dau un răspuns corect, e specială, cum îi zisese și mamei tale, circumstanța de aici m-a dus să te plac la nebunie. De ce ești un lucru care cu mine, pare să așa ești în general cu femeile? Orică simt. Dar te simți? Simt că ai un suflet bun, dar câteodată să știi, Antonia, că și pe mine cuvintele tale care mi le spui mă deranjează și mă dezamăgesc. Adică poate și noi eram la acele două cuvinte, dar... Ce, Antonia, ce? Ce spuneai? Ziceam de ce a zis Valentin. Cum ai zis, era să spun acele cuvinte, dar... Că poate ajungea și noi la acele două cuvinte. Aia, pe dar stai, că nu da. S-a terminat zilele. Ah, da, n-au intrat în sac. Poate ziceți săptămâna asta. Poate săptămâna asta, poate săptămâna viitoare, poate peste o lună. Suntem cuplu din aminte, nu se știe niciodată. Dar tu ești bine, Antonia, că ești așa... Așa e atitudinea din aminte. Da. Mi-e place. Nu știu. Am o atitudine diferită, îmi cer scuze. Nu, e bine. Cred că de la bretonul ăsta. Nu? Cred că de la ținuta mea de azi, de la breton. Da. În funcție de deci cum sunteți bine, a făcut bine mama că a venit, da, nu? Foarte bine. Da. Chiar dacă ție ți-a părut așa ușor stângaci, da. A fost, te-ai simțit stângaci pentru că știai că e în casă? Era da, rușine. M-am simțit un pic așa... Am văzut, n-ai mai înghesuit-o. Nu, nu e vorba de asta. E vorba că era rușine. Mi-era puțin rușine de ea, parcă nu... De bunica, nu? Să mă exteriorizez eu lângă ea. De bunica, nu? Ți-e rușine? Bunica mă iubește foarte, foarte mult. Nu mi-e rușine deloc de ea, adică cu lucruri din acestea, cu iubita. Mama a mai cunoscut o fată care a mai stat, adică asta e... Și îi spun fata, ce, da. Nu am cu ce să mă iubesc. Nu, asta n-are treabă, doar am spus așa. Nu am de ce să mă feresc, cu ea vorbesc foarte multe. Bine, mă bucur că s-a terminat. Și acum suntem bine. Pauza sau ce-o fi fost ea. Sunt cea mai fericită când îi tot păi fericit. Da, pe de altă parte, e foarte posibil să vă mai apuce câte o pauză, că na. Da. Niciodată nu știi cu noi doi. Și în căsnicie, doamna Simona, ați văzut că se mai întâmplă. Da, da, bine, de asta e bine să te gândești înainte de căsnicie, da, ca da, după da. Aia să nu, nu știe să te apuce ce, pauza în ce căsnicie. Ce poate întâmple 50 de ani de căsnicie. Vreau și eu să-i da. Spun ceva ce? Lui Valentin. Ia. Au. Nu, nu, nu. Acum, acum are o frică cu chestia asta. Zi repede că mă mai așteaptă un Valentin. Ok. Vreau de față cu toată lumea din casă și cu oamenii cei ce ne privesc să-și cer scuze. Chiar îmi cer iertare pentru ce am făcut în gale, pentru tot ce ți-am zis. Îmi cer iertare pentru ezitările mele, pentru îndoielile mele și îți promit că de acum încolo o să încerc să fiu mai ok. Și mulțumesc, te rog frumos să mă ierți. Și ne trebuia. Bine. Bine. Yeah.